Brăila a preluat practic producerea modulelor din care se va compune podul. Este vorba de 86 de module de dimensiune pe care o vedeți în spate, 25 pe 30 de metri, modulele care practic vor asigura. Nu trebuie să plătească, mai ați mai avut construcții care să nu trebuiască să plătească, probabil sunt primele construcții care nu trebuie să plătească, dar sunt extrem de importante pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, extrem de important pentru această zonă, podul de la Brăila. De asemenea, industria navală românească, șantierele navale, reprezintă o componentă extrem de importantă a economiei românești. Toate șantierele navale care existau înainte de 89, doar un singur șantier și-a încetat activitatea, este vorba de șantierul de la Tănița, în rest toate șantiere, indiferent că e vorba de Tulcea, Brăila, Galați, Mangalia, Turnul Severin, Orșova, și continuă activitatea și reprezintă o componentă extrem de importantă a economiei românești. Am înțeles de la doamna că ideea de a trece de pe nave, pe module din structura podului, a fost aplicată și în Italia la podul de la Verona. Genova. Podul de la, da, la Genova. Deci ficantierii are experiență în realizarea de astfel de studii pentru componența modului. În ceea ce privește ritmul de producție, de livrare a acestor module, șantierul este extrem de bine organizat, de capacitatea de a livra la termen aceste componente extrem de importante pentru realizarea podului. În ceea ce ne privește, privim cu mare atenție ceea ce se întâmplă în domeniul construcției și reparației de nave. Reprezintă o componentă foarte importantă pentru economia românească, sunt multe locuri de muncă. Aici există o experiență care face ca toți actorii economici, indiferent că este vorba de actori economici autohtoni sau de investitori străini, cum sunt ficantierii, Damenum, practic pot asigura o competitivitate pentru acest domeniu economic și pot să permită dezvoltarea economică în continuare a zonelor în care sunt șantierele și a României. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, oricum ne mai vedem în cursul zilei, da? Bine, la pod. La pod, vă l-am ascultat așadar pe premier în la șantierul naval Brăila. Mergem mai departe și cu alte subiecte. Nicu Șordan lansează acuzații dure la